Coming up towards 600 metres in, it's the Greek athlete still out in front. She's moved into this boat from the double that she raced in at the World Championships last year. Lynn Hoare of Switzerland, who has had a great middle half of the great middle section of this. So she can get a gold away from this event, but she's being dropped now as Cosmic really turns on the afterburners and starts to pull away. She really put on the afterburners, going up to 36 strokes a minute. Anastasia Adu stayed at 34. The boat speed went the Romanian's way, and now she's got clear water advantage into the last 60 or so metres. Battle is still on for third. McCrowan looks to be pulling up and challenging alongside Nohotova and Osbay. They're absolutely level coming to the last 50 metres. I think Osbay just dropping back, so it could mean McCrowan and Nohotova in with a chance for crossing the line. European champion in the lightweight. Over goes to Anastasia Adu for Greece. And then it's going to be on the surge of the stroke. I think it was Nohotova just on the surge of the stroke for the bronze medal ahead of McCrowan for Ireland to take fourth. And then I believe it was fifth place to... Gata, trecut, ce curs ai făcut, băi, nebunatico, băi, ce curs ai făcut, respiră. Felicitări. Dar mă așteptam să fie așa. Întotdeauna e mai ușor să ajungi în vârf și mai greu să te menții. Dar a fost o cursă bună, cu un timp destul de bun. În grafic chiar pentru Open, așa că nu pot decât să fiu bucuroasă. La un timp bun, da, mă așteptam pentru... La reacția de aici. Da, o cunoșteam, știam ce poate. Știam că o să am o luptă grea, dar îmi pare bine că am învins-o. Finish-ul a fost extraordinar. Galeria am câștigat acolo. Pe al treilea acest. Da, exact, galeria nu 500. Ai auzit, apropo? Se aude gălăgie multă, dar eu sunt genul de sportivă care reacționez și când se strigă, nu știu, hai Denisa. Mă cheamă Denisa. Știu cu toții vestea bună, nu? O aștept pe Gianina înapoi. Da, așa este. Mi-a spus că se întoarce și o aștept. Pentru că cred că echipa noastră nu a arătat tot ce putea. Paris 2024. Nu știu dacă mai ții minte declarația de la Tokyo când am spus că Parisul nu mai pare așa departe. Cred că atunci nici eu nu credeam ce am zis, dar uite că lucrurile s-au aranjat în așa fel încât chiar putem visa la Paris. La mulți ani, Eric! La mulți ani! Winner of the gold medal, the 2023 European Rowing Champion, representing Romania. Bravo, Enela! Ladies and gentlemen, the national anthem of Romania. Dame e gospodie, držaume himna Romunie. Hai, lasă-mă! Al doilea titlu european. Da, al doilea. Câștigat din greu, nu? Într-adevăr, pe următorul îmi doresc într-o cupă olimpică. Hai să și ridice medalia, da. Lane 4 for Romania, Mihai Tătigănescu, Mugurel Vasilisencu, Stefan Berari. Romania at the early stages here. Netherlands, Gert-Jan van Doorn in the... Bravo! 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 Na prugi bojne stava britanska posadka. Najhitrejši su bili... Hai!
member. Članica Europske veslaške zveze. Ava Santa, accompanied by. Spring. Themselves into silver medal position behind the Netherlands, and I would. For the European Championship title of the women's pair, can into the last 40 metres, a great race for Romania. They're up at 46 strokes a minute, and they've got a canvas over the Netherlands. They're going to take the gold medal here today in the women's pair, the European Round Championship for Sid and Bill Zamorano, and despite a great start and a very, very brave middle thousand, the Jokovic sisters will finish in fourth place. Angheluța, mă, și cu Ioana. Mamă, ce mă bucur pentru ele. Superbă cursă. Da. O cursă absolut superbă. Gândit așa, controlată. Nu s-au depărtat, sunt vicecampioane olimpice totuși. Olandezele nu sunt de acolo. Vicecampioane mondiale, am impresia că sunt. Au un pedigree frumos, dar iată că fetele noastre. Bravo! Bravo! Ce cursă ai făcut, mă? Ți-am zis eu, mă, că ești drăcoasă! Mă, ți-am zis că ești drăcoasă! Bravo! Bravo! Bravo, ești, mă, campioană! Hai că mai ai unul acum! Am făcut o cursă frumoasă. Mă așteptam să recuperăm, dar să venim mult mai aproape la finish. Faptul că le-a ținut aproape de ele a contat, nu? Cred că asta contează mult într-o cursă, să nu te, să se depărteze prea tare, dar nu a fost intenția noastră să ne ținem așa de ele. Intenția noastră a fost să facem cursa noastră să fie bună. Finish-ul extraordinar, Ivana. Foarte bun. Mai sunt resurse? Trebuie să mai avem, da. A fost un pic mai greu ca data trecută, apa a jucat într-un mare halaz, au fost valuri mari, dar ne-am ținut viteza, am știut că putem pe ultima parte, cum ne-a pregătit Antonio și am urcat pe viteză, finish, și am trecut primele. Ce ușor pare când spui așa, da. Dar de pe margine. Pare ușor, dar pe apă a fost extrem. Vă așteptați la replica asta olandezelor, că au plecat tare, ați ținut acolo lângă. Da, da, au startul tare. Majoritatea țărilor au startul tare. Am știut că o să plece tare primul 500, o să fim acolo. Dar ne-am văzut de viteza noastră și am avut încredere. Care e senzația aia când treci primul și auzi galeria, auzi oamenii? Parcă te-ai înalți la cer. Romania! Alejo Pazos, Garcia Ornes, they're the early leaders, not by much, as you can imagine, it's still the early stages at the moment. Nu vreau decât să meargă cali. I think I'm gonna... Hai, Anca! Hai! Haide! Haide! Incredibil! Incredibil! Incredibil!
s-au, s-au păstrat pentru 8. Da. Păi, nu, sunt sigure pe ele, nu, sunt sigure pe ele, n-are cum să fie risc. La nicio oră Simona are 8. E sigură pe ceea ce are. Să ne țin adrenalina la maxim. Da, păi cum trebuie să trăim și noi acum. Păi dacă se duceau ca de obicei. Doamna Limă, ce curs aveți? 200. Da. Ucraina zastupata. Bravo, Tuța! Dobitnici zlate medalje in evropski prvakinji za leto 2023. Romania! Rumunijo zastupata Ankuta Bodnar. And Simona Radish. Ede Grosha. Singles girls. Nu se emoții, ca niciodată. A fost o cursă extraordinară. Într-adevăr, nu am mai avut de mult așa o cursă. Ne bucurăm foarte mult că am făcut așa și că am scos un timp foarte bun, este și record european și este și mai bun decât timpul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Da, a fost o cursă grea. Da, a fost o cursă grea, dar ne bucurăm că am reușit să dăm tot ce am putut în ea, iar rezultatul s-a văzut. Rămâneți invincibile, nu? Da, ne continuăm și rubii victoriilor. Doamne ajută să rămânem sănătoase și să facem același lucru și la campionatul mondial. Cum ai simțit-o pe Simona că a plecat în 8, ai dus-o până la ponton? Am simțit-o invincibilă, deci mi-a transmis o putere maximă încă din start. Hai Anca, hai că se poate! Iar acum când mergeam spre ponton, mi-a zis să-i transmit toate gândurile. Uian Simões cu tine, ești puternică! Simți barca tot înainte. Bravo! Ai România! Ai România! Bravo! Bravo! Mulțumesc! Ridică-și masca! Rața asta... Rața, e lebădă tu. Lebădă? Mie, ne apropiem de mie! Așa, bravo! Haide, fetele, haide! Crowds cheering them on, and what a display here from Romania. Yeah, what a race from Romania. There was a moment in that first 500 where I thought that it would all turn around and that Great Britain might up. Lotene da jeni zlata medalje ne spunzi iz rosta koko tu kire njihovim kolegom u smertu. Pare rău, dar la cursa... Bravo, doamna! Pare rău, dar la cursa de 8 n-avem foto. A fost cea mai clară. Păi, finalul ce fac. Nu avem foto, nu ne mai trebuie. La o parte jumate de rest. Pare foto finish pentru 8. Ce cursă, băi! Frumoasă, frumoasă, frumoasă. 6-0, 6-0. Și-a luat revanșa Simona, nu? Și-a luat pentru proba asta s-a păstrat. Bravo lor ce curs au făcut. Cu vârf și îndesat, cu proba aia de dublu, care de acum încolo o să-mi iau pastile, să pot să fac față. Bravo! Bravo!
Ați fost sensaționale când a apăsat pe piciorul ei. Simona, să ne spui că ne mai face așa ceva. Că murim pe margine. Am murit și noi în barcă, nu doar voi pe margine, dar trebuie povestită cursa. Bravo, fetele! Veniți după aceea, bravo, Victorie! Bravo, Victorie! Bravo, bravo. Așa? Medal za ženské osmerce. Bravo, 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 Magda. Prvákyně za 2023. Romania. A fost super bine. Ne-am luptat acolo cu Marea Britanie pe prima parte, apoi când am fost pe viteză, ne-am îndepărtat de ele și... A ajutat experiența că ai fost înainte în timpul, le-ai spus vedelor, fost... Da, le-am spus că apa joacă, să avem grijă la valuri, că o să fie. Și ne-am concentrat pe treaba asta. De Magda. Da, a fost o cursă chiar pe cinste. Au fost, poftim? Da, că mai aveam o cursă, da, mai puteam, că am trasiere. Am trasiere bună. Ama? A fost o pistă destul de dificilă, valuri laterale și de șalupe, dar una peste alta ne-am scutat cu brio. Maria? A fost foarte bine. Normal, acum ce să zic, nu? Da. Dar la început un pic acolo cu britanicele v-ați... Pe noi ne-a încurcat un pic valul șalupelor. Da? Da. Dar a fost o cursă bună. Ioana, a ajutat faptul că ați avut probă înainte, le-ați spus fetelor ce și cum? Nu am vorbit înainte, dar a ajutat cât e cât. Am fost mai încălzit. Ai simțit fresh? Da. Ai dat tot? A intrat cu. A fost o cursă bună și ne bucurăm că și colegele noastre au obținut asemenea rezultate. Mă bucur foarte mult pentru ele. Mulțumim! Vicky, mai glasă Mai mult destul de dificil, dar ne-am descurcat bine, a fost dar ultimii 500 au fost ai voștri. Da. Nu ne-ați mai dat emoții, când ne-au dat Da, a fost bine, a fost bine. Simona a dus foarte bine, deja ai învățat acolo. 5 medalii de aur, toate de aur. Ne bucurăm că nu contează fete sau băieți, suntem un lot comun, indiferent că sunt de la fete, că sunt de la băieți, ne bucurăm pentru orice rezultat. Iar 15-a medalie de aur a 8 la europene. Nu am știut asta. Ne bucurăm că am mai... Ne bucurăm că am mai adus o medalie. Ne rugăm să păstrăm tradiția, să o ducem mai departe. Haftă și la mondial. Mulțumim! Două, n-ai fost la premieră la... Da, de această dată am ratat și premierea. Dar Ancuța m-a așteptat aici echipat, am făcut și câteva poze pe podium. Două medalii foarte muncite, una mai greu de cucerit decât cealaltă. Surprinzător, unde toată lumea se aștepta ca noi să câștigăm cu un avans foarte mare. Am dat o luptă crâncenă astăzi, dar suntem foarte mulțumite de cum au decurs lucrurile, fiindcă timpul este foarte bun. Noi nu ne-am antrenat pentru acest campionat european, ci ne antrenăm pentru cel mondial. Acolo se va vedea adevărata valoare și adevăratul potențial. Suntem convinse că putem să îmbunătățim și mai mult. Suntem foarte aproape de acel record mondial. Și cum amândouă, atât eu cât și Ancuța, ne dorim foarte mult și deși ultima perioadă pentru noi a fost dificilă, nu ne lăsăm doborâte sau
descurajate și știm că putem, iar asta cu siguranță se va vedea și la competițiile următoare. Ai simțit că zboară barca? Că merge? Am simțit că zboară ambele bărci, și la dublu și la 8. La 8 deja e altă poveste, fiindcă am câștigat cu un avans destul de mare. A fost o cursă foarte bună și acolo, a trebuit să profităm de ea, fiindcă la competițiile următoare programul nu ne va permite să mai concurăm împreună, dar am profitat de oportunitate, a fost un concurs bun, probabil ne vom mai întâlni în această formulă la anul, dar până atunci e important ca fiecare sportivă din această barcă să se antreneze unde este locul și unde este pusă, iar atunci când vom reveni împreună să fim iarăși cele mai bune. 5 medalii. Nici măcar nu le-am numărat, nu le-am ținut numărătoarea, mă bucur enorm. Suntem puternici și se vede de la un an la altul acest lucru, iar faptul că Jocurile Olimpice se apropie pe noi ne încurajează, fiindcă avem acel sentiment bun, suntem convinse că va fi un bomb skate. Ai un sânge rece fantastic. Ca să mă întorc la... Am orice sânge este nevoie, oricând am această nebunie a mea și acest curaj. Și din fericire am nebunia care nu mă lasă la nicio cursă și oricât de obosită și pot să fac abstracție de la asta și să dau tot cea mai bună. Felicitări încă o dată din tot sufletul. Mulțumesc mult! Au plecat! Mă gândeam cum plecat de tot!